Bună ziua, prieteni! Astăzi, 6 martie, la rubrica Minuni Vindecări Vedenii, vom citi uh, un articol care ne spune Prin semnul crucii am vins moartea. În vremea stăpânirii otomane, sultanul, îndemnat de unul din neamul celor care l-au răstignit pe Hristos, l-a chemat pe un episcop ce se afla în cetatea cucerită de ei și l-a întrebat. Evanghelia voastră este adevărată? Da, este adevărată, răspunse episcopul. Atunci să bei acest pahar cu o travă, că scris este, de veți bea o travă, nu vă va vătăma. Episcopul a cerut răgați trei zile pentru rugăciune și, după trei zile, s-a adunat din nou ceata turcească cu sultanul în frunte, care îi dăduie episcopului să bea un pahar plin cu o travă, dar cerându-i să nu facă sfânta cruce pe pahar, căci auzise sultanul că puterea crucii îndepărtează moartea. Episcopul care era om înțelept luă paharul și îl întrebă pe sultan din care parte să bea. De aici, de aici, de aici sau de aici, făcând astfel cu cele trei degete semnul sfintei cruci pe gura paharului. Iar sultanul i-a zis că poate să bea de oriunde dorește. Episcopul a băut și nu a fost vătămat deloc, dar a cerut puțină apă ca să clătească paharul și a spus sultanului, dă acum să bea și vrăjmașului lui Hristos care ți-a propus să faci aceasta. Acela a băut și a murit pe loc. Mare este, Doamne, puterea crucii tale! Doamne ajută, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări.